De strategic avem soluții. Studiat puțin biografia, mai ales familială, și sunt plăcut impresionat de discreția și de, în general, faptele soției dumneavoastră, care, așa am înțeles eu, nu prea e încântată de plecările astea adese de acasă sau nu știu. Dar dacă cumva partidul vă desemnează, va ieși așa, va deveni prima doamnă sau sub nicio formă? Am o familie modestă, așa suntem crescuți toți, am și un copil. Se zice cu bun simț, modest. Bun simț, înseamnă, nu, suntem și modești ca... Ca stare materială? Ei, aveți câte ceva pe acolo. Stați că nu ne-am plâns sau nu... Vă dau o veste bună, zic eu, trăim din salariu, adică nu avem o problemă. Și am un copil crescut de soție. Asta este n-am înțeles-o cu copilul. Bă, tată, nu veni la București că o să stau cu gura pe tine, dar nu l-ați lăsat nici la Cluj să facă medicina. De ce? Am zis că exagerează. Adică totuși, ce exagerat? Și ura, păi medicina, școala de medicină de la Cluj. Știți că tânărul ura lui și când vrea să scape de acasă, am înțeles-o, că nu vrei nici la București, nici să fii mai departe și de mine și de maică ta, dar să ne chinui și pe avioane și pe mașini până la Cluj, e o distanță față de Buzău. Adică de ce? Mergea cu plăcintă, soția, sau cu oala, cu cerul? Mai ușor ne întâlneam la Viena. Asta e cazul meu. Gătește. Asta e cazul meu. Eu sunt născut lângă Viena, la Timișoara, adică e cu totul. Interesant cu nenorocirea asta mondială. Ce specialitate are în cap așa? E medic, va fi medic. Ce fel? La în fiecare an știu. Ginecologie? Încă nu s-a hotărât. Momentan și-a găsit Gătește și iubita lui pictează. Iubita lui pictează. Copii extraordinari. Perfect. Eu de la 7 ani am vrut să fiu ginecolog și să știți că n-am ajuns, dar o privire am mai aruncat așa din când în când. Da. Adică n-ați avut niciodată presiunea pe familie să, bă, trebuie să ne mutăm la București. Adică, băi, nevastă, destinul meu sau ajunge atât? Nu, cred că cel mai imperfect din familie sunt eu. Unde stați în București? Într-un apartament închiriat. Conform statutului sau... Nu, într-o zonă... Ca președinte de partid n-ai niciun beneficiu de la stat, nu? Ca parlamentar. Nici. Nu? Nu. Urnă, un hotel, un ceva. Nu. Da, nu sunt, n-am asta cu proprietățile. Cât e până la Buzău? 2 ore și cât? Mă depășesc cu proprietățile, cu cumpărăturile, pe urmă, știți, n-avem bani de concediu. Sunteți genul de soț care... Nu, prefer să nu plătesc chirie și... Și cine? Cămașa, pantofi, ciorapi, astea, genul de soț pe care familia, soția se ocupă? Sau dumneavoastră merge și spune, eu merg singur, băi, mă lua și în parte. Merg și îmi cumpăr și eu. Da? Face plăcere. Trebuie să avem și scăpările noastre. E terapie prin shopping. Nu numai femeile o pot face. Nu sunt un mare cumpărător, dar mai merg. Da? Acum și pe net mai alegi. Asta cu netul nu mi-a ieșit niciodată. Una am zis și alta mi-a ajuns la ușă. Eu foarte greu la încălțăminte, dar îți permite păi să dai... Păi cât aveți? Pe net, da, e nasol. Da, îmi permite. Deci asta sper să lămurim în curând, pentru că eu vă vând un pont. Nu mai sunt atât de... Mi s-au tocit dinții, m-am îngrășat, nu mai sunt așa... Nu mai candidați? Un leu... Nu mai candidați? La ce? La președinție. Nu. Decât dacă serviciile o să mi-o ceară, ca în anul 2000.